Rețeta asta e super simplă. Pentru început, voi adăuga toate ingredientele la un loc, le voi amesteca până se va forma aluatul cu o spatulă și nu cu mâna. Asta e important. Vreau să fac 3 pâini, așa că voi separa aluatul în 3. Voi unge castroanele cu ulei de măsline și voi încerca pe cât de mult să acoperi aluatul cu ulei. Voi acoperi castroanele cu folie de plastic și le voi lăsa la crescut 3-4 ore. Acum voi forma pâinile, dar decât să mă ascultați pe mine explicând procesul, cred că mai bine îl vedeți, e mult mai ușor. Acum voi acoperi pâinea și voi preîncălzi cuptorul la 230 de grade Celsius, treapta 6 pentru 15 minute.
Voi lăsa făina timp de 10 minute la 230 de grade și în jur de 30 de minute la 200 de grade. Dar eu verific mereu doar ca să fiu sigură. Pentru crustă voi pune sub tava cu pâine încă o tavă cu apă și voi pulveriza și pâinea și întregul cuptor pe interior. Să vedeți ce înseamnă floare. Hai, mulțumesc! Un episod din Abyss Night. O leagă, nu? Asta vezi. Avea o nișă de asta foarte nișă în România. Face asta, dar e combinat cu... Hai că arată cum arată vinii. Hai că arată vinii. Eu o să gust. Bună? Da! Hai că vă știți de gustul cu mine. Silvio Custaj, da. A, da? Super! Da? Wow, wow! Eu n-am, n-am. Sără. Da! Da? Da, gustă! Ah! Foarte simt! Direct, everybody! E crunchy și moale și... Hai că... Ketchup ceva pe la ușa. Dacă te ocupa cu așa ceva, îți aș cumpăra niște chestii. Ți-ai găsit prima cumpărătura, adică. Poate o să ajung în viitor. Știi că eu sunt client. Facem investiții, scoatem niște fonduri europene și chem o brutărie. Au. Dar cu brutărie de asta hibrid, știi, cu tot felul de chestii. Gen, scrie un meniu de asta, scrie că azi bucătăria asta are chestii să facă asta, asta mâncați. Asta-i prețul, știi? Cam atât a rămas din ea.